Cele mai spectaculoase insecte din colecția Muzeului Județean de Științele Naturii sunt expuse în această perioadă pentru publicul larg. Mai exact, vorbim despre diferite specii de fluturi și gândaci din toate zonele geografice ale planetei Pământ. Sunt expuse specii spectaculoase de fluturi deosebiți din genul Morpho și gândaci spectaculoși, cel mai mare gândac, cel mai greu, cel mai lung gândac. Și vă invităm să admirați diversitatea lor de formă și culoare. Puteți afla și informații despre obiceiurile lor, despre obiceiurile gândacilor, au comportamente foarte interesante. Astfel, printre exponate găsim cel mai greu gândac din lume, care cântărește 300 de grame, dar și cel mai puternic. Gândacul Hercule poate trage greutăți de 800 de ori mai mari decât propriul corp. Insectele expuse au și o vechime foarte mare. Unele sunt din 1936, sunt păstrate foarte bine în depozitele muzeului nostru, sunt achiziționate de la diferiți colecționari, sunt colectate și de personalul muzeului și de personalul care a lucrat înainte în muzeu. Există diferențe între cum arătau înainte insectele și cum sunt acum acelea specii? Există unele diferențe. Foarte multe specii au și dispărut datorită acțiunilor omului asupra naturii. Au dispărut anumite specii de plante și implicit și speciile de fluturi sau de gândaci care se dezvoltau pe plantele respective. Expoziția intitulată Lumea insectelor rămâne deschisă spre vizitare în fiecare zi de marți până duminică între orele 9 și 17, aproximativ 2 luni. Sunt prezentate aici și câteva lucrări realizate de elevii școlii Nicolae Iorga din Ploiești.